Recent, mai toate tabloidele scriau că Olea Tira va deveni mămică, însă artista, după ceva timp, a dezvăluit că sarcina a fost improvizată pentru clipul de promovare al concertului solo care va avea loc în această duminică. Noi am prins-o în plină repetiție. Acum două săptămâni, Olea Tira postase pe rețelele de socializare fotografia în care părea că ar avea burtică. Toți o felicitau și îi doreau o sarcină ușoară, dar de fapt, interpreta se pregătea de un nou concert solo. Mama! Mama! Где мы? Для чего мы здесь? Burtica a fost pusă pentru că eu, acum, în perioada asta, într-adevăr, mă simt însărcinată cu acest proiect. Pentru că, să știi, o idee frumoasă, un proiect frumos, este ca un copil. El are nevoie de timp ca să revină în această lume. E pe ultima sută de metri și vrea să iasă totul ca la carte. Un adevărat spectacol în care vom auzi și noi lansări muzicale compuse chiar de ea. Nu e un simplu concert, dar ceva mai mult, pentru că, într-adevăr, în această seară o să discute niște istorii cu valori. Mult contează nu numai valori financiare și așa mai departe, dar mult mai mult contează și anume în ziua de azi, deci interiorul nostru, sufletul. Dușa! Da, este cea care este regizoarea acestui spectacol și, într-adevăr, se întâmplă o magie. Și eu vreau să vă zic că dacă o să veniți la spectacolul nostru, într-adevăr, o să trăiți o magie nemaipomenită. Pentru că așa ceva la noi, în Moldova, încă n-ați văzut. Data concertului nu a fost aleasă întâmplător. Am scris și am spus că o să scriu ceea ce văd eu. Uite, toate numerele de mașini care eu am întâlnit azi. Eu cred în semnuri, da? Și sunt sigură că anume această perioadă în viața mea este foarte importantă când eu trebuie să zicem așa, să dau un examen și să trec pe un alt nivel. Olea se simte împlinită, iar schimbările din viața ei o motivează să creeze și mai mult. Și dacă vreți să asistați la o nouă metamorfoză a interpretei, grăbiți-vă să prindeți ultimile bilete.